Știm deja că deficitul de vitamina D ne poate cauza probleme, însă și excesul de vitamina D reprezintă un pericol pentru sănătate. Iată de ce. Însă, ca și în alte situații, echilibrul este cuvântul de bază. Cu toate că organismul are nevoie de vitamina D, supradoza poate avea efecte nedorite, așa că trebuie să fim precauți și să nu exagerăm. Doza zilnică recomandată de vitamina D este între 600 și 800 unități internaționale pe zi. Organismul absorbe vitamina D din trei surse: expunerea la soare, anumite alimente care conțin această vitamină, precum și din suplimente alimentare. Sunt oarecum pe profesie, am fost de fapt, și cred că cele mai bune vitamine sunt luate din fructe, din legume și aer, soare și lumină. Da. Greșeala. Părerea mea că e o greșeală. Lumea ia de frică că nu se îmbolnăvește, dar dacă nu-și face vaccinul, tot se îmbolnăvește. Așa că e bine să ducă să-și facă vaccinurile. Și poate mai bine să mâncăm fructe, legume, nu neapărat să luăm suplimente. Corect, corect. Mai puțină carne și mai multe legume. Da, asta e. Expunerea la soare reprezintă o sursă importantă de vitamina D. Atunci când pielea intră în contact cu lumina soarelui, vitamina D este produsă în organism. Pentru a beneficia de vitamina D de pe urma soarelui, trebuie să ne expunem între 5 și 30 de minute, de două ori pe săptămână. Ideal ar fi să o facem dimineața și seara, evitând astfel intervalul orar 10-16, în care radiațiile UV sunt la intensitate mare și pot fi periculoase. Și dacă nu consultă un medic și ia de capul lui sau aude în stânga, în dreapta, ia o neștire. Toată lumea vitamine, toată lumea pastile, toată lumea... Du-te, domne, și consultă un doctor. Ce-ți dă doctorul, îți dă rețetă, ia ce spune doctorul, nu lua după ureche, după ce spune. Fiindcă ziua de astăzi, cum era și înainte, înainte toată lumea se pricepe la fotbal. Acum se pricepe și la medicină și la... Este haosul. Haosul creat. Și haosul și unde ne duce. Spre pieire. Suplimentele cu vitamina D și testele de screening au crescut în popularitate în timpul pandemiei, după ce a apărut faptul că nutrienții pot ajuta la protejarea împotriva COVID. Cu toate acestea, două semne ar putea avertiza că vitamina luată în exces face mai mult rău decât bine corpului tău.